Jer glezna. I-am avut cu 180, gigantic într-un braț. Cacev apropiat, întins. Încă o dată cu 180, bine a venit. A prins bine bara. Adler cu 360, a scos la timp. Încă o dată cu 180. Cacev depărtat și încă o dată cu 180 reușește să-și continue exercițiul, să vedem coborârea. Nu, încă un ștalder și acum dublu stat, bravo! Oh. Are o dificultate foarte bună. Să vedem cât primește la execuție în calificări, a ratat. Aliaș Pegan, omul care coordonează lotul masculin al Turciei, e dublu campion mondial la bară. Cunoaște la cele mai mici detalii secretele acestui aparat. În calificări a avut 6-0 dificultatea Abdelrahman. Ochii pe tabelă. Doar la Adler acolo, alt element, nu mi se pare că l-am schimbat, l-am stricat, pare a spune El Gamal. ...14-166, o notă bună la execuție, aproape 8-3, 8-266 cu 5-9.